Manifestările au început la ora 12 cu salutul dat de Garda de Onoare, oficialităților locale și județene. Domnule subprefect, cadrele din alte inspectorate pe situații de urgență vor și mai vreți instalat. Sunt aproape pentru începerea ceremonială organizată cu ocazia de prezent pentru septembrie, ziua Copilului din România. Sunt prima ajută al inspectorului șef, Maior Dobocan. După ceremonialul militar au fost avansați în grad înainte de termen trei cadre ale unității, după care Adrian Chichișan, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prolisum al județului Sălaj, le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea acestei zile, dar și despre realizările inspectoratului din ultimul an. Aniversarea Zilei Pompierilor din România la 13 septembrie oferă deosebitul prilej de a readuce în memorie faptele eroice ale bravilor ostași pompieri care, în anul 1848, au intrat pentru totdeauna în Carta de Aur a Eroilor Neamului și au înscris astfel, cu propriul sânge, o memorabilă pagină de eroi și glorie militară. Farmecul zilelor aniversare este generat de faptul că prezintă momentul în care întocmim cea mai amplă autoevaluare, un încesământ elaborat a lucrurilor realizate, dar și anticiparea unor proiecte viitoare. Aceste zile ne permite să ne oprim o clipă și să medităm asupra trecutului, dar mai ales sunt un prilej de a crea noi oportunități. A trecut un an pe care l-am început cu un extraordinar patrimoniu de entuziasm și optimism. An ce ne-a adus multe provocări, dar și performanțe. Tot cu această ocazie, subprefectul Lucian Băican a dat citire mesajului ministrului Ministerului Administrației și Internelor, precum și mesajului transmis de prefectul județului Sălaj, Filonaș Chiș, și primarul municipiului Zalaura, ducă până la Șiu le-a mulțumit pompierilor pentru activitatea desfășurată în folosul comunității, transmițându-le totodată cele mai alese gânduri. Aș vrea să aduc și eu mulțumirile comunității pentru ceea ce înseamnă astăzi o zi importantă pentru dumneavoastră, pentru instituția pe care o reprezentați. Am avut ocazia să particip la inaugurarea și felicit pe domnul inspector șef, pe domnul Chichișan, pentru această idee sau, mă rog, cine o fi avut ideea din cadrul instituției, deschiderea galeriei comandanților, pompierilor de-a lungul timpului și până astăzi când discutăm despre o altă denumire, dacă vreți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Sălaj. Vreau să-i felicit pe toți pentru aportul care l-au avut în situații de multe ori dificile, dar aș vrea să remarc că acest lucru nu era posibil fără cei care stau în spatele comandanților, aceia sunteți dumneavoastră. Cu ocazia Zilei Pompierilor, dați-mi voie să vă mulțumesc și dumneavoastră și să vă felicit cu această ocazie pe dumneavoastră, pe toți cei dragi. Să vă doresc la mulți ani! Pentru publicul numeros prezent la eveniment, gazdele au prezentat tehnica de luptă și un exercițiu demonstrativ de descarcerare și prim ajutor smurt. Trebuie spus de asemenea că ziua de azi a fost declarată și ziua porților deschise. La sediul inspectoratului din Zalău, dar și la subunitățile din Șimneu și Jibou, eveniment la care au putut participa toți cei interesați de activitatea pompieristică.